Noi am început acum Olimpiada Națională a Sportului Școlar 1-4. Nu vă vine a crede, dar sunt peste 1000 de copii înregistrați. Ei nu sunt legitimați, marea parte. Am avut întâlnirea cu inspectoratele săptămâna aceasta și joacă mixt. Fetele sunt puțin mai puternice sau mai mult mai puternice în clasele primare. Și să joacă 4 la 4 pentru a avea spațiu mai mult și a împărțit mingea între 4 oameni și nu între 5. Este o primă etapă. Știm bine că se acordă bursă pentru campionii naționali. Da. Iacătă că primim ceva. Avem gimnaziada în colaborare cu Comitetul Olimpic în ciclul gimnazial și avem ocupa liceelor pe care trebuie să o reluăm, numai că proiectul se va fi pe 3 la 3. Copiii, elevii trebuie să se înscrie singuri, cum stau toată ziua pe calculator. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facă prin propria lor voință.